Și Aș începe așa. This the season to be jolly. Ta la 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 la. <gângânt> Vom îmbrățișez, dar fiind într un astfel de decor, n-aveam cum să încep altfel, pentru că sunt foarte mulți oameni cei care s-au grăbit să și decoreze casele, mașinile, magazinele. La fel l au făcut și prietenii mei cu acest spațiu de aici, pe care l-au transformat într-un studio foto cu temă de Crăciun. Așa că dacă vreți o ședință foto fabuloasă, minunată, extraordinară, eu am făcut două până acum. Vă invit aici, o să vă las numărul prietenilor mei, Mihai Morgulescu și Radu Vasilescu. O să vă întrebați una alta ce vă interesează legat de aceste ședințe foto. Sunt pe Nicolae Caranfil, în zona de nord a capitalei. Acesta este doar unul dintre decoruri și tot ce pot să vă spun este că pozele ies fabuloase. N-am făcut decât 2000, 2000, două zile. Um, aici tragem podcastul Gânduri Bune. Invitata mea de astăzi este din nou Gabriela Saulea, specialist în terapia după divorț. După ultimul podcast care s-a lăsat cu valuri, 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 de share like-uri și mai ales comentarii, pe care îl tot lasă să curgă așa până să avem o reacție frumoasă la acel podcast, mi-am propus ca astăzi să vorbim despre programul pe care l-ai lansat acum de curând, unul despre care ai și vorbit puțin la începutul podcastului anterior, dedicat în special femeilor puternice care au trecut prin momente dificile în viață, dar care totuși au găsit tăria de a renaște precum pasărea Phoenix, pentru că nu îmi spun întâmplător, spun Phoenix, nu? Așa se numește programul, da. Spuneai la început, spuneai data trecută că e un program care va dura trei luni. Da. Um... Ce vreau să spun de la început, că acest program l-am făcut după chipul și asemănarea mea. Recunosc, în situ, eu sunt prima femeie Phoenix, sunt practic cea care l-am testat pe mine. Am văzut ce funcționează și vreau mai departe să văd cum funcționează și pe alte prietene, studente de ale mele. De ce e important acest program? Pentru că m-am prins de, de un lucru. După divorțul meu am suferit mult așa s-a și născut divorț așa s-a născut pasiunea mea de a ajuta alte persoane să treacă prin divorț mai ușor și să se recupereze. Vreo de ani de zile n-am știut ce să fac. Am suferit, am mai, am mai povestit, am fost în depresie, am luat tratament, deci nu mi-a fost ușor. Până simțeam divorțul și revenirea după divorț ca pe o boală. Mă durea, era efectiv o durere pe care o resimțeam timp de 2 ani de zile. Și lucram în farmă la vremea respectivă, într-o companie americană. Și știam, zic, dacă eu o durere atât de mare, pe care o simte multă lume, sigur cineva a găsit pleacul. Și într-adevăr am găsit acel program american pe care l-am adus și cu ajutorul acestui program am ajutat mii de oameni să se vindece. Atunci am zis, ia uite-te că se poate. Deci practic orice problemă are o soluție. După care am terminat cu povestea de divorț, am trecut de durere și am început să caut și eu, ca toată lumea, un partener care să fie, da, sufletul meu pentru că am divorțat, ca să găsesc iubirea. Și a venit o lungă perioadă de dating, de încercări, de peșecuri, de suferințe, de iubiri din nou. Vorbeam cu prietene, vorbeam cu studentele mele, aceeași poveste. Și din nou am luat la concluzia, parcă se repeteau toată lumea, parcă e o poveste pe care tot, toate femeile puternice de succes, care avem rezultate, avem de tot ce ne trebuie, dar toate pățim același lucru. Nu găsim un bărbat bun, nu găsim o, o situație care să ne convină, nu găsim o relație frumoasă toate venim și ne plângem de același lucru. Și am zis, clar și aici trebuie să există o soluție și de nou zic, -o. mă duc la american, e sigur știu. Și așa am făcut, am studiat, am testat pe mine, prin relațiile mele, prin tot ce am făcut și ușor, ușor mi-a venit ideea că sunt anumite lucruri care funcționează, sunt anumite lucruri pe care trebuie să le evităm, și pe toate astea le-am concentrat în acest program Phoenix. Deci, practic, despre asta e vorba programul Phoenix și eu sunt sigură că persoanele, femeile, pentru că e dedicat femeilor care vor trece prin acest program, vor scuti ani de relații eșuate, de datinguri proaste, de tot felul de situații pe care, din păcate, le trăim. Chiar că eu am foarte multe prietene care trec prin astfel de perioade. Asta e, trăim în, într-o vreme a despărțirilor, a divorțurilor, E tot mai greu să păstrezi o relație, și, uh, practic, să, să ajungi să-ți și dorești ca să o duci înainte. Parcă renunțăm cumva și ușor, dar, în fine, fiecare trăiește așa cum îi e dat să trăiască. Pentru că mi se pare uneori că genul ăsta de întâlniri pe care le avem și apoi care ajung într-un final nu sunt neapărat voia noastră, ci așa a fost să fie. Da. Uh, spunem te rog, pentru că eu uneori văd în prietenele mele am creva prietene și zic așa, deci mă uit la tine și văd două femei. Una care este absolut senzațională, fabuloasă din punct de vedere profesional și una care este praf din punct de vedere emoțional. Dacă zic praf, egal, repetentă, deci repetentă, repetentă. Ce obstacole crezi că întâmpină femeile puternice și de succes în viața romantică? Ce am observat? Ceva comun și acum femeile care sunt la noi și care poate sunt în situația asta, acest portret robot al femeii puternice, al femeii care a studiat, care s-a educat, care a făcut masterate, care a câștigat bani tot la cot cu bărbații, care cumva a dovedit în partea asta profesională și care a ajuns la un moment dat într-un faliment al vieții de cuplu, ora divorțator, poate nu s-a cuplat pentru că aștepta să-și facă cariera, când se uită în spate și multe dintre ele îmi povestesc, vin cu o copilărie, în, cu o relație a părinților nu ne mai pomenită. Multe divorțuri, deci mult, multe dintre aceste persoane provin din familii în care n-a fost armonie, n-a fost un exemplu de cuplu fericit. Și atunci aceste fetițe au plecat la viață cu dorința de a fi independente financiar, de a dovedi tatălui că sunt într-adevăr puternice și pot să facă ceva, de a nu fi ca mama care a suferit, ele nu vor suferi. Deci cumva plecăm la drum cu această idee că noi vom face mai bine decât părinții noștri. Și ne trezim că ajungem să bifăm la partea asta de rezultate profesionale, punem foarte multă masculinitate, scoatem și exagerăm pe mușchi masculinității, cum zic eu, și la un moment dat, partea asta emoțională, partea de feminitate, ne inhibăm, pentru că dacă ești într-o corporație, dacă ești avocat, dacă ești doctor, dacă ești prea poți să stai să-ți de milă, nu ai timp, ești role model în corporații. Deci, practic, tu trebuie să dovedești că ești femeia strong. Și ușor, ușor, rolul ăsta începe să devină parte din tine. Iar când ajungi să fii brațele unui bărbat, tu practic ești ca o carcasă, ești super betonată, pentru că tu așa ai fost toată ziua, într-o armură de luptă. ori lucrul ăsta ne împiedică să creăm, practic, relațiile ale armonioase, pentru că pentru relații armonioase ne trebuie emoție. Și totuși, uite, se întâmplă ceva cu femeile care sunt așa, strong din punct de vedere profesional. Acum era o să-mi sară în capul uh, foarte mulți oameni care o să spună, doamne, dar nu mai știu să vorbiți în română, ba da, dar dumneavoastră ați auzit, era de engleză. Deci e ok. Deci uh, revin la femeile astea care sunt așa puternice din punct de vedere profesional, cu cariere senzaționale și stăpâne pe ele, independente din toate punctele de vedere, în căutarea lor a unui partener, a unei relații minunate, ca să nu mai fie singure, pentru că e normal, nu suntem făcuți să fim singuri. Treaba asta cu să fii independent, să fii singur, you can do it, mi se pare o vrăjeală, pentru că nu suntem făcuți, nu avem în ADN-ul nostru treaba asta de a fi singuri. Deci căutarea asta a lor le aduce într-un punct în care, la un moment dat, zic, bă, dar poate îmi doresc eu prea mult. Ce îi spui prietenei tale care e dispusă să mai renunțe la standardele ei pentru că nu și găsește un partener pe măsura dorințelor. Practic, etapele prin care trecem până ajungem să ridicăm standardele acolo unde le dorim sunt că începem un pic cu discount. Pentru că vedem că vrem asta, nu găsim, ok, hai că mai la de la mine, treacă și așa, mai închide ochii. Uh, vezi că ai zis discount acum, iară, uh, <laughs> cu reducere. Deci, practic, mai mai coborăm standardele din când în când pentru că avem impresia că altfel vom rămâne singure. Ideea e și înțeleg perfect. O persoană care vine și îmi spune lucrul ăsta pentru că am fost acolo. Dacă n-aș fi fost acolo, poate că aș fi spus, nu se poate, trebuie să ții standardul de regină. Eu acum așa le spun femeilor, trebuie să fii regina vieții tale, trebuie să faci. Și știu că se poate. Însă, nu întotdeauna putem din prima. Dacă vrem să ajungem acolo, trebuie să acceptăm că e un proces. din procesul ăsta o înveți. Poți să mergi din prima cu standardele foarte înalte, dar să nu știi cum să te prezinți bărbaților de la nivelul tău. Sau poți să o iei treptat, treptat, să mai încerci niște relații care să nu se meargă până să te prinzi cum trebuie să fii ca să ai partenerul pe care îl cauți. Acum, apropo de faptul că suntem făcute să fim un cuplu uh, și femeile astea independente, puternice, și mă recunosc pentru că am fost o astfel de femeie independentă, puternică, uh, credeam că pot să fac totul singură. La un moment dat am zis, nici nu mai am nevoie. Un bărbat înseamnă suferință, înseamnă să. De ce? Când pot, de ce îmi lipsește? Nu spuneam. Până am început să învăț despre feminitate și până am ajuns la concluzia că sunt trei tipuri de femei. Și întotdeauna despre asta la curs. Sunt femeile slabe. Femeile slabe care nu s-ar putea descurca singure, fără un bărbat. Și mă gândesc la exemplu bunicilor noastre sau femeia care, dacă n-ar avea un soț, practic n-ar avea din ce să trăiască și de asta are nevoie de un soț. Sunt femeile puternice, femeile independente, femeia pe care o descriu acum și care spune n-am nevoie de un bărbat, mă descurc singură. Și a treia categorie sunt femeile deștepte care știu că sunt puternice, știu că pot fi independente, dar să gândesc de ce să fac eu totul când pot să am lângă mine un partener care ar fi încântat și bucuros să-l lasă să facă pentru mine. Și de multe ori noi nu, nu realizăm ce nevoie au bărbații din viața noastră și bărbații din jurul nostru să-i lăsăm să, să lăsăm. fie bărbații. Exact, să-și îndeplinească îndepline rolul, rol, menirea. Deci, practic, ca să scădem standardul, ca să avem un bărbat în viața noastră, poate fi parte din proces, însă putem să facem lucrul ăsta fără să mai scădem standardele, pur și simplu să ridicăm noi standarduri, ca să, fim, să ne simțim noi la valoarea aia prin care să atragem din prima bărbatul pe care îl căutăm. Și asta face Phoenix, practic. Vreau să scurtez acest proces prin care să am 10 relații eșuate ca să ajung la relația aia potrivită, poate să am doar una sau două sau poate niciuna. Deci, practic, să învățăm înainte de a intra în tot felul de complicații. Cum, um mă gândeam așa că sunt... Ă... Asta e dinamica femeii moderne, cu o viață profesională foarte activă, ajunge târziu acasă, timp cât mai puțin pentru ea, pentru familie, pentru relație. Cum o poți ajuta tu așa cumva concret să-și împartă timpul între o relație și importanța pe care o are partea profesională a vieții? ce se gândește multă lume când vorbesc de feminitate și de relații, se gândește eu sunt o femeie de succes, eu am bisesul meu, vreau să-l duc în continuare, nu vreau să renunț la ce am construit până acum, tu ce îmi cer acum? Să las totuși și să mă transform într-o mimbo de care am tot timpul să fac alte lucruri? Nu. Ce încerc să zic este că atunci când noi intrăm în această stare potrivită, tu poți să ai un business minunat, poți să ai rezultate extraordinar de bune, dar să le faci fără să pui atâta energie, fără să consumi practic atâta energie masculină. Pentru o femeie care lucrează din energie masculină este un consum emoțional și energetic foarte mare. Și atunci, tu, practic, să nu se pune problema că nu mai e timp, că două ore găsești sau o oră sau cât ai nevoie să stai în brațele iubitului. Problema e dacă tu mai ai starea de a fi, de a fi în brațele iubitului, pentru că dacă tu ești foarte, știu, obosită sau uh, preocupată de ce se întâmplă acolo, și, dacă am și ia să mă iau la un arici și spui, nu, îmi dăm chef acum, nici într-un caz relaxare și plăcere. Pe când dacă tu te muți în starea de, de a face lucruri de energie feminină, de a le face acolo unde ești tu bine, tu poți să ai rezultate chiar mai bune, să înveți să delegi mult, să înveți să faci totul cu relaxare și atunci Universul lucrează în locul tău. Și iarăși o pot spune, poate îi pare din cărți, însă am fost acolo, am fost o corporatistă timp de 20 de ani. Am ajuns în vârful corporației, deci am tras tare. Am tras motorul de masculinitate până la epuizare. După care într-o zi am spus pentru ce. Nu am tras avem de toate și zic pentru ce mai muncesc atât de mult. Și am, am avut un moment de aha când m-am uitat la pisica mea. În momentul ăla pisica, asta mă luța la vremea aia, stătea bine mersi, așteptându-mă pe mine la ora 10 după nu știu câte mitinguri la birou, dormind relaxată, într-o energie feminină totală. Mă uitam la ea, a fost așa un moment și zic, dacă Dumnezeu o ține pe ființa asta, o să o face din ce în ce mai fericită și mai relaxată, eu cred că m-ar ține și pe mine. Dar a fost momentul în care am hotărât că trebuie să ies din corporație și să fac altceva. Iar acum, făcând ceea ce îmi place din energia mea feminină, pot munci și 14 ore pe zi, cum probabil că faci și tu, fără să simt. Cu rezultate mult mai bune decât aveam. Deci se poate. Uh, da, eu mărturisesc și le spun asta frecvent prietenilor mei Că adeseori muncesc mult mai mult decât munceam înainte Când eram uh, o fericită angajată într-un trust Care mi-a decapitat destinul profesional Ae. Dar muncesc mai mult, însă cu mai multă plăcere și satisfacțiile Sunt mult mai mari pentru că fac ceva pentru mine Și fac ceva în direcția în care eu îmi doresc Și fără să-mi impună nimeni absolut nimic Și totul decurge conform planurilor mele mai ales pentru că fac asta cu gânduri bune, desigur. Că ce contează cel mai mult? Să faci ceva din suflet, dar durează foarte mult până ai curajul de a face ceea ce îți dorești și să mergi în direcția în care sufletul te cheamă. Pentru că, de fapt, aici e problema, lipsa curajului de multe ori. De asta, femeile Phoenix, femeile care vor fi în programul Phoenix, sunt femeile care deja își doresc foarte mult o relație. Deci, multe dintre ele vin din dorința de a obține o relație frumoasă pentru sfetul lor. Și atunci, din această dorință, capătă și curajul să facă schimbări. Pentru că multe dintre ele simt că trebuie să schimbe ceva dacă își doresc o altă viață. Dar de multe ori te gândești pentru ce. aici am un salariu cât de cât ok, sau poate chiar foarte bun, nu am o situație, muncesc cam mult, sau poate nu exact ce mi place, dar n-aș face acum o schimbare. În schimb, când mă gândesc că îmi doresc o relație și pentru asta trebuie să fac curățenie în toată viața mea, nu numai în partea mai știu, golești jumătate de dulap, cum se spune în cărți, fă loc pentru un alt bărbat, pentru un bărbat în viața ta, golește dulapul și fă două ore pe zi. Nu e suficient. Ai nevoie, practic, să schimbi starea. Tu trebuie să fii în starea în care să te bucuri de bărbatul acela. Iar momentul meu personal de aha a fost că în clipa în care am renunțat să mai caut relația și pur și simplu am spus, ok, deci cu relația m-am străduit, am făcut, am lucrat, ceva nu merge. Și m-am concentrat pe carieră, pe vocația mea, pe ce îmi place, pe pasiunile mele, în clipa aia mi s-a schimbat starea. Iar din această stare am început să-l văd cu alți ochi și altă categorie de bărbați. Deci, practic, această stare o avem de schimbat și ce vom face noi în programul Phoenix, vom lucra starea. Vom schimba din, vom arde, practic, vechea identitate și vom scoate altă stare pe care o avem în noi. Doar că ne-am mai exersat tot de când eram în petițele alea care ne-am promis că o să arătăm noi tata ce grozave suntem. <laughs> spune te rog, care sunt cele mai mari mituri despre relații pe care le demontezi în cadrul acestui program Phoenix? Uh, în primul rând că relațiile trebuie să fie grele. Și asta vine iarăși din... Stai. ce înseamnă grele? Uh, trebuie să suferi, trebuie să faci sacrificii, trebuie să te chinui, trebuie să muncești, trebuie să pândești, să controlezi, să fii mereu un atentă, să fii... Deci, practic, se simte dificil. Și de ce se simte dificil? Pentru că nu e... Aceste fetițe, și care am crescut, poate, poate, poate într-o familie în care n-am văzut un model sănătos de relație. Ce am văzut? Am văzut, pe de-o parte, iubire între părinți, și, pe de altă parte, am văzut de multe ori, poate, discuții, certuri, agresivitate și alte lucruri. Și atunci, în mintea noastră de copil, s-a creat așa o, o idee că iubirea e amestecată. Adică, iubirea înseamnă și suferință, și lacrimi. Am văzut pe mama noastră plângând, în același timp, când o întrebam de ce nu că nu pot că iubesc. Și atunci, în mintea ta s-a creat, an deci iubirea așa e. Trebuie să sufăr, trebuie să mă chinui, trebuie să, să fie greu. Okay. Și atunci căutăm subconștient bărbați care efectiv ne arată acest lucru. Ne arată cât de grea e iubirea. Iar bărbații buni care ar vrea să ne pună pe tavă totul, să ne iubească, să ne respecte, ne plictisesc. Păi ce să fac asta? Mă iubește ca prostul, dar eu nu, eu îl caut pe ăla care să îmi pună părul pe biguri. De ce fac femeile asta? Pentru că asta este familiar pentru ele. Asta și amintesc și asta au în ele. Iar până nu faci această despărțire, asta e iubirea, așa se simte iubirea. Asta nu e iubire. asta e dezastru când țipi, când bei, când înșeli, când faci lucruri de agresivitate. Asta nu e iubire. Faptul că tu ai văzut împreună și cumva te-ai gândit că așa se simte iubirea, poate mai văzut și vreo două, trei filme în care s-au întâmplat lucruri de astea și ai spus, asta e, asta trebuie să simt. Uh, și atunci a, aud deseori spunând, uh, îl iubesc, de nu mai pot, nu pot să fac nimic fără el, depinde el. Uh, de, deci practic, asta e dependență. Asta e o dependență emoțională și nu e iubire. Deci, practic, asta e primul mit pe care îl demontăm, să vedem cum ce înseamnă iubire și ce nu e iubire, și să le separăm. Uh, iar din clipa în care facem această separare, putem să ne setăm standardele, ce accept și ce nu accept. Dacă în mintea mea înainte iubire însemna că bărbatul care sunt Să mă facă să plâng prin faptul că nu mi răspunde Prin faptul că nu mă caută, prin faptul că mă înșală Prin faptul că... alte lucruri În clipa în care eu știu că asta e de fapt non-iubire Asta intră la nou go Și atunci când eu mi-aleg un bărbat Din prima știu asta sunt nou go Asta sunt go <laughs> Că sunt partea de iubire Deci e foarte simplu când încep să înțelegi De unde avem aceste tipare, aceste credințe Și de ce le tot replicăm până Până de prinzi. Asta e simplu când înțelegi, dar e greu parcursul până să înțelegi. Da. Pune-mi, te rog, ce sfaturi ai pentru prietena ta care este efectiv epuizată de atâtea căutări ale iubirii, ale succesului? <gântu -i> uh, prietena mea e epuizată uh, va trebui să se uite care sunt greșelile pe care le face atunci când face aceste căutări. Și chiar vorbeam de despre principalele greșeli pe care noi femeile le facem și prima dintre ele este că alergăm după bă bărbați indisponibili. Uh, probabil că multe dintre prietenele noastre uh, sunt fie cu bărbați care tocmai divorțează, uh, sau abia au divorțat, sau se gândesc să se despartă de actuala parteneră, pentru că de mult mai sunt împreună, dar totuși sunt împreună. Uh, asta este no-go pentru că omul respectiv este indisponibil emoțional. Și de multe ori le spun studentelor mele, dacă bărbatul respectiv a divorțat în urmă cu o lună, du-te. Nu e cazul. Spune, o, și du-te spre el. O, și el. Da, sunt, eu le-am și denumit așa, a waiting lady. Deci dacă tu să fii the waiting lady, deci cea care așteaptă ca bărbatul respectiv să se, se elibereze din diverse situații, complicații, să se vindece, să-și facă vindecarea lui emoțională, tu poți să o faci, dar o faci pe timpul tău. Și s-ar putea să nu-ți iasă, s-ar putea când se vindecă să se vindece să de alta. Uh, a doua categorie de greșeli pe care o facem, și ai menționat -o la început, eu am denumit-o discounted lady <gântu -i> și el să supreme hate, dar asta e, când bărbatul respectiv nu te apreciază pentru ce ești tu, pentru valoarea pe care tu știi că o ai și atunci când în disperarea de a-l avea totuși, începi să mă apui de la tine. Adică hai că mai te duc eu cu mașina la restaurant, hai că plătesc cătura asta, hai că mergem împreună, am cumpărat o bilete la cinema sau am cumpărat o, o excursie la munte. Lucruri pe care o femeie nu le face. <laughs> și atunci, vezi că acum o să spună cineva că ne contrazicem, că noi vorbim despre femeie independentă care arată că e puternică și care poate vrea să plătească. Dar în mod normal nu e ok să plătească femeia. Femeia independentă și puternică, cum suntem și noi? Pentru că vorbim în primul rând despre... Are bani și își permite, dar nu plătește. Are bani și își permite, dar știe foarte bine cum funcționează mintea bărbatului. Iar dacă nu știe, și bine să facă ce am făcut și eu, uh, să, să apuce să studieze lucrurile astea. Pentru că nu e problema că face o economie de bani, sau adică bărbatul, face o economie bărbatului, sau la just, că nu se poate el descurca. Uh, în clipa în care tu te hotărăști să plătești, tu practic îi iei din exact. lui. Și vin masculin, Și din și timp masculinitate. Asta face parte din apanajul bărbatului. E ca și cum s-a făcut pana la mașină și spui, „Să dragă aici, mă că eu și pui mâna pe cric și te apuci să îți schimbi în cauciucul, timp în care el stă și, nu știu, se uite pe telefon sau își face părul în Să cu fond de ten, că am văzut niște cazuri. Deci, dacă ai să vezi lucrul ăsta, este evident că e contra firii. Și trebuie să acceptăm că firea ne-a lăsat într-un fel. Pe noi, în energie feminină, ca să facem copii, să îngrijim, să alintăm, să iubim. Iar pe bărbat puternic, ca să protejeze, să o crotească. El acolo se simte bine. Și atunci, dacă noi vrem neapărat să folosim această independență împotriva vieții noastre romantice, o putem face. Deci bărbatul plătește, cheș, bărbatul, bărbatul oricum ar fi, și femeia se revanșează. Prin gesturi, atenție, femeia deja a plătit. Deci în clipa în care o femeie este la întâlnire, deja a plătit 150 la coafor, 100 la machiaj, roce, pantofi, ce... roce, iau. cremele de corp. Deci, practic, ca să ieși din casă să mergi la o întâlnire, tu faci o investiție mare. A, a, m -a m -a și că nu poți să spui că nu e Dar la asta nu m-am gândit. Da. Doamne, dar chiar că tu ție să te aranjezi pentru o întâlnire și dacă mai ești un eșec, Ești pe minus? -a, el vine de la serviciu, nu-i apucat să fac un duș și tu ai stat două ore în baie ca să te aranjezi? Și mai plătești și la urmă atunci Discounted Lady, poți să spui clar Da, Gabriela este senzațional. pentru că adeseori vorbim despre oamenii care vin la cursurile tale, că sunt bărbați, că sunt femei, dar uh, m-am gândit că niciodată nu te-am întrebat să-mi spui așa un exemplu concret de transformări semnificative datorată programului, uite că te întreb acum. Uite, am să dau un exemplu foarte frumos, și femeie și bărbat. Am fost în... Nu al tău, că știu că... <laughs> am fost în weekendul acesta cu logodnicul meu la o nuntă a doi studenți ai mei care s-au cunoscut în programul meu și în acest, în acest weekend s-au căsătorit. A fost o nuntă foarte drăguță la în vârsta de 50 de ani, da. în jur de 50. Minunat, da, ca uh, să să, dea să fie sănătoși. Uh, ei amândoi au venit în program pentru că divorțaseră. Ea mai tânără, în jur de 45, în jur de 55. Uh, s au, au făcut procesul de transformare, pentru că fără de asta n-au cum să funcționeze lucrurile. Și s-au cuplat, sunt de doi ani împreună, sau acum doi ani, nu mi aminte că am venit la un retreat, un puchet mare de flori, parcă veneam la nașa și să-mi mulțumesc că, că datorită mie s-au cunoscut, ce zis, foarte frumos, <laughs> dar eu nașa nu vreau să fiu. <laughs> și acum, într-adevăr, s-au căsătorit și am simțit, cum a vorbit Mirele despre mireasa lui, n-am auzit niciun bărbat vorbind până acum. Um, pentru că mireasa lui, femeia cu care se căsătorit, era foarte, deci, plină de emoție și foarte agitată. Deci era, era un, un vulcan de emoție. Mirele, un bărbat mai, mai matur, când a venit, era foarte posac. Nu știam exact cum o să fie transformarea lui. L-a trezit la viață. Iar acum, se fi văzut cum dansau și cât erau de fericiți, și el că era de plin de viață. Uh, iar ea între timp s-a mai echilibrat, tot emoțională, tot uh, și a legat ochia de mireasă, ca să poată da asta din tot sufletul. Uh, dar am văzut ce înseamnă adevărată transformare. Acești doi oameni au fost fericiți și mi-au spus că datorită ție suntem fericiți. Și chiar m-am -am văzut transformarea cu ochii mei. Ce fain! Așa da, asta da povești cu happy ends. <laughs> și, sigur că asta e doar una dintre ele. Spune care sunt cele mai importante lecții despre iubire și relații pe care le împărtășești în cadrul acestui curs. Um, ce le împărtășesc, doamnelor? Uh, pentru că acest curs, Phoenix este pentru femei și e cumva, cum te-a spus, oglinda experienței mele în relații și ce, ce m-a ajutat pe mine să învăț și să am o relație frumoasă. În uh, prima, prima Primul lucru să ne cunoaștem valorile, să ne cunoaștem pe noi însăne, să vedem cine suntem, pentru că de multe ori eu n-am știut, n-am știut că este un test al valorilor, n-am știut că valorile mele contează. Uh, Consideram că, la fel ca și mama mea, în clipa în care te căsătorești, faci copii, familia devine principala ta valoare. Nu contează că poate, deep down, tu vrei să, tu vrei să fii o artistă sau vrei să ai business tău sau poate vrei să faci lucrurile pentru cum îți plac ție. pentru că valorile tale ca femeie în trecut nu contau. Deci, odată ce te măritai, automat valorile soțului erau cele pe care le urmai. Acum, în generația noastră, noi putem să ne urmăm aceste valori și de multe ori nu le cunoaștem. Deci, practic, asta ar fi prima lecție. Vezi cine ești. Vezi ce valoare ai, vezi în ce etapă a maturității emoționale te afli Sunt teste, sunt tot felul de exerciții pe care le poți face Sunt lucruri pe care noi le facem în cadrul programului ca să ne cunoaștem Să te cunoști tu pe tine Pentru că tu îți o relație minunată, dar într-o relație sunt doi Tu cauți acel bărbat de mai pomenit, dar tu știi pe cine îl duci la relație? Pe cine îl duci la întâlnire? Adică tu crezi că, mamă, am tot ce-mi trebuie Și de multe ori le întreb pe fetele, pe, pe doamnele acestea Ce aduci tu în relație? Păi, multe poziție, bani, zic, nu, asta, să știi că un bărbat e drăguț că le ai, da. dar să știi că nu o să zică, mamă, pentru că ești director, nu mai contează cum arăți sau nu mai contează ce e sufletul tău sau cum te prezinti. Cum te exprimi, cum te Exact, deci asta e drăguț pentru tine, dar pe mine nu mă ajută, eu altceva caut la o femeie și principala, principala calitate pe care bărbatul o caută într-o femeie este feminitatea ei. S-a făcut și un studiu. Și atunci ei asta caută, feminitatea. Și atunci, următorul lucru, după ce învățăm cine suntem, ce valoare avem, pe unde am ajuns maturitatea emoțională, ne uităm la feminitatea noastră. Unde suntem pe partea asta? Cât suntem de feminine? Și nu mă refer la acel, acea feminitate că mi-am pus tocuri, unghiuțe și mi-am făcut părul și sunt feminine, pentru că multe cred asta. Păi, uite, port fost, fustă, sunt feminină. Nu, nu, nu. E vorba de acea stare. Și feminitatea se simte de multe ori din felul în care vorbești, din felul în care faci pauze de felul în care tu lași lucrurile să curgă pe lângă tine. Și mă dau pe mine de exemplu pentru că mi-e foarte ușor să exemplifici. Mi-am duc aminte când eram în corporație, eram așa ca un, ca un soldățel, puțin motorizat, așa. Am învățat să las lucrurile să curgă în meu. Exact, și asta e un exercițiu, ia un pic de timp să faci exercițiile astea, dar merită 100%. Uh, deci, practic, asta e partea de feminitate și, în ultimul rând, partea de valoare. Pentru că nu mai vrem să fim discounted lady, <laughs> sau Awaiting Ladies, ce vrem să ne recunoaștem valoarea și să vedem ce înseamnă exact valoarea unei femei și cum ne o creștem. Prin ce, ce consideră un bărbat valoros la o femeie. Pentru că pentru el e foarte importantă percepția. Cum este văzută femeia mea? Ce nu mai vede pe femeia mea? Cât e de. de. de câți bărbați mai sunt atrași de ea? Pentru că competiția e mare la bărbați. Uh, și multe femei fac greșeala că în clipa în care întâlnesc un bărbat, gata, au închis, de sunt în laser focus pe acel bărbat și pe ceilalți, pur și simplu, nu, nu, nu ne mai interesează, nici nu mai există. Păi nu e indicat să fie așa. Nici într-un caz. nici într-un caz. Deci ideea este că femeia trebuie să rămână ca un far toată viața ei. să deci, tu luminezi pe toată lumea. Toți bărbații să, să vadă, zic, wow, și bărbatul tău o să fie mereu cu ochii pe tine Pentru că deja vede în ochii fiecare bărbat Dorind că eu zâmbesc Pentru că noi suntem pe aceeași lânjine de undă Și eu sunt perfect de acord cu tot ce spune Gabriela Pentru că gândim la fel, simțim la fel Sunt gânduri bune Sunt gânduri bune, exact. Spune-mi, te rog, care sunt uh, Pașii esențial Pentru a crea o relație să zic, armonioasă După ce ai trecut printr-un divorț sau o despărțire Primul pas este să te vindeci, clar și multă lume încearcă să scape de această etapă și se gândesc că dacă am aș îndrăgosti acum de cineva, toată durerea pe care am adunat-o timp de 20 de ani de zile în sufletul meu sau 15 sau cât de lungă a fost durerea anterioară, se va dilua ca și cum n a apărut. Ne înțelegând că, de fapt, până nu, nu scot nu acel resentiment în sufletul lor, pe acolo nu trece iubirea. Și cine a trecut de curând printr-o despărțire și se uită la noi, probabil că își simte acest gem de emoții negative, care s-au adunat de-a lungul timpului, e ca o zgură. A situațiilor, a conflictelor nespuse, spuse, a... și mai ales la divorț, atunci chiar se adună toate și se face acolo un ghem de, 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 supărare. Deci primul pas este să dai drumul la această supărare. Cum facem asta? Asta faci pentru un program de vindecare. Deci fără asta eu n-aș încerca să am o relație, pentru că nu fac decât să -mi accentuez, de fapt, ideea că toți bărbații sunt într-un fel. Pentru că vei atrage bărbați care te vor răni în continuare. Pentru că tu ești cu flauna deschisă, adică nu e din cauza lor. După ce am vindecat, după care încep să ies ușor, de multe ori spun că relațiile după o despărțire, nu sunt. Multe cred că după despărțire, următorul care va veni va fi în sfârșit primul, l-am ratat, dar al doilea gata, la al doilea am... nu am noroc. N-am prea văzut. De fapt, n-am văzut. <laughs> Și, Și sunt de aproape 8 ani în domeniul ăsta. A doua relație se construiește în felul următor. Imaginează-ți un copil care încearcă să urce pe tobogan, dar nu pe scări, pe partea asta. Și urcă un pic, alunecă, mai urcă un pic, să agață mai sus, iar alunecă, și încă un pic. Fiecare relație te face să urci un pic mai sus, pentru că începi să te prinzi, începi să te cunoști, începi să vezi reacțiile tale la diverse alte persoane, și abia poate la treia, patra încercare ajungi până în vârf să fii acolo unde îți dorești, în relația aia pe care tu o cauți. Uh, de, de multe ori le spun doamnelor care spun Ah, dating, că nu vreau, nu vreau să aud de uh, Le zic așa, ca să ajungi în relația pe care ți-o dorești Trebuie să pupi o stă de broște <gătări> Cu soare zici și în prietenilor mele O sută de, de broște și nu ca să găsești prințul O de broaște ca să devii tu prințesă Să le devii prințesă pentru că ai uitat Pentru că după 15-20 de ani de compromisuri În care pur și simplu a de la tine Te-ai pus pe ultimul loc N-ai mai văzut cine și cât de valoroasă ești E nevoie să fii validată de multe persoane. și De ce să-ți să refuz bucuria asta de a cunoaște cât mai multă lume? Nu zic că trebuie să faci lucruri cu toată lumea, dar să cunoști oameni e o bucurie. Și mă doresc acum că sunt femei care se uită la noi, care lucrează în diverse domenii, efectiv în diverse domenii, pentru că publicul meu am văzut că este destul de vast și poate-și spun așa, dar bine, vă e ușor să vorbiți, stați într-o poziție acolo, fiecare sunteți. Uh, bine din punct de vedere profesional, emoțional și atunci altfel, vezi lucrurile. Da, într-adevăr, când ești bine așezat în viață, bine poziționat, vezi lucrurile mult mai clar. Dar asta chiar ar trebui să vă dea de gândit în momentul în care puneți capul pe pernă și vă gândiți că în o relație sau o poveste de iubire, așa cum visați, nu este scrisă și pentru voi. Pentru că vă spun niște femei care au trecut prin astfel de situații și eu până să mă mări cu Iolescu numai de el de câte ori m-am despărțit, și am trecut și eu prin diverse trăiri până să ajung unde sunt, la fel și Gabriela. De deci, dacă niște femei care au trecut la rândul lor prin destule situații care să le aducă unde sunt, vă spun că se poate, indiferent de locul în care te afli, de cine ești, de cum te cheamă, păi să credeți, trebuie doar să credeți și mai mult decât atât, să acționați în direcția asta. Și eu și Gabriela, mă rog, eu, prin intermediul întrebărilor, dar Gabriela, prin intermediul sfaturilor ei, bazate pe o experiență acumulată în an de zile, ne dorim foarte mult să vă ajutăm să ajungeți în fiecare zi să fiți o variantă mai bună a voastră, să fiți cu un pas mai aproape de persoana care vă doriți să fiți, dar la care doar poate visați și credeți că nu e pentru voi. Este! Vă zic eu că este! Trebuie doar să credeți. Și apropo de lucrul ăsta, că multe, poate se multe persoane se gândesc că poate, nu știu, eu am poziția aia sau n-am vizibilitatea respectivă sau n-am norocul să fiu într-o anumită situație, Pot să i răspund în felul următor. Am lucrat foarte mult cu bărbați în programul meu, deci și bărbați care au venit, și am întrebat de multe ori. Între o femeie care este foarte puternică, care are bani, e independentă financiar, are o poziție socială, dar să spunem că e foarte bărbătoasă, e foarte masculină, e foarte, știu eu, impunătoare, și o persoană care, nu știu, vine de flori sau face ceva, nu știu, vom da și o așa, un exemplu, ce alegi? Și a zis, nu mă interesează ce face. Dai să vezi un bărbat care spune, soția mea este director. Soția mea e minunată. Asta. Femeile se laudă cu ce face. Pentru noi, femeile, e importantă poziția socială a bărbatului. Pentru bărbați, ei, da, acceptă că de ceva generații femeile au poziții sociale. Nu au nimic potrivă dar nici într-un caz nu e ceea ce îi vânează. ca o directoare. Decât dacă sunt bărbați ăștia care, că știu, caută o caută șerpișori. Exact. Dar un bărbat care își caută o iubită, o femeie, poate să fie oricine. E important ce e comun. Cum îl face să se simtă? Deci feminitatea ei este cea mai valoroasă, iar feminitatea este egală, indiferent că ești, știu, în vârful ierarhiei sau entry level. <laughs> Depinde de tine să se dezvolți. <laughs> Spune-mi, te rog, despre acest program, ce resurse și suport oferă programul tău pe parcursul celor trei luni? Cât durează? Um, practic, noi vom avea întâlniri săptămânale pe modelul întâlnirilor în care o discutăm, o a... <gătă -i> modelul întâlnirilor de la alcool Anonimi în care vom povesti în fiecare, vom avea teme, bineînțeles, plecând de la feminitate, de la valori, de la valoarea ca femeie, de la din relației cu părinții. Deci toate lucrurile astea le vom face discutând. Noi, nouă femeilor, ne place să discutăm. Plus că ceea ce pățește una de multe ori o mai pățit și altcineva și cumva auzind-o pe surata ta prin ce a trecut zice, ah, am făcut și eu greșeala asta, nu mai fac a doua oară. Adică ți-e mult mai clar când auzi altcineva. Deci, practic, aceste întâlniri săptămânale de două ore și jumătate ne, ne încarcă cu energie. Vom continua discuțiile pe grup, pentru că pe grupul de WhatsApp acolo se pot discuta multe lucruri și se povestesc ce pățim zi de zi. Vom, vom avea întâlniri de mentorat. Deci, vreau ca, să am ocazia să stau de vorbă cu fiecare participantă din grupul feminist. asta am ales, am 20 de participante pe grup, în așa fel încât să am timp și răgat să cunosc povestea fiecarea. Deci, nu doar să transmit niște informații, plus vor avea o platformă de learning în care lucrurile astea despre cum gândește un bărbat, cum trebuie să ne comportăm, ce faci la prima întâlnire, lucrurile astea le vom avea înregistrate ca oricând am uitat să ne mai uităm la ele. Deci, practic, tot, tot acest suport pe perioada programului face o transformare accelerată. Și eu vreau să mă asigur că această femeie care a intrat în programul Phoenix nu mai face greșeli flagrante. Poate să mai facă greșeli, că nu mai îndrăgostim, ne mai amintea și sufletul înainte, dar, cel puțin, știi. Și știi, oricând că ai o bază la care să te întorci, să zici: Cred că am deviat un pic de la. Trebuie <gântu -se> ce trebuie să fac. Și noi suntem acolo să te, aj te ajutăm. Deci, practic, îți dă -o, o, cu tot o altă perspectivă asupra, asupra relațiilor și asupra vieții. În vaja, la final, aș vrea să te rog să le transmiți un mesaj femeilor care se uită la noi și au trecut prin multe și încă, încă mai speră că într-o zi vor întâlni iubirea. Dar poate că n-au chiar așa curaj să spere până la capăt. Mesajul este că iubirea e în sufletul nostru, că o putem găsi la orice vârstă, la orice greutate, la orice moment al vieții noastre. Dar e un efort pe care trebuie să-l facem, dar noi cu noi. Sigur, asistate de prezența bărbaților, ne ajută să ieșim la întâlniri, să vedem ce gândesc unii, ce fac alții însă un proces de creștere permanentă garantat ne duce la relația pe care ne dorim. Garantat. Și asta o văd la ultima întâlnire, și cu asta am să închid, la ultima întâlnire cu fostele mele studente, din șase, cinci eram logodite. Una trebuie să nască. Deci e, e, e grozav. Adică se poate și persoane care au trecut prin divorț pentru că sunt studentele mele. Deci rezultatele sunt acolo. Dacă sunteți pregătite pentru a face următorul pas, prea vă fi bine, respectiv să vă vindecați, Vă invit să o contactați pe Gabriela, o găsiți pe Instagram, Gabriela Saulea, Divorce Journey. E foarte activă acolo, imediat răspunde la mesaje. Cui. Și de ce nu, poate să vă înscrieți în acest program, care, despre care n-am niciun dubiu că o să chiar o să le ajute pe femeile care vor participa. Îți mulțumesc mult pentru prezența ta în podcast, în acest decor minunat. Um, sper că v-a plăcut din suflet uh felul în care a curs discuția noastră și că ați aflat informații utile care să vă fie cu adevărat utile. Um, știu că par cumva dezbrăcată în cadrul general, dar vă sigur că sunt destul de îmbrăcată și e destul de chinuitor să-mi țin picioarele așa, așa că aproape că mă bucur că am încheiat. Mulțumesc mult de tot! Cu și gânduri bune!